Suntem la aproape 2 luni de izolare. În multe locuri din lume, oamenii trec prin mari suferințe și încercări. Dar cei mai mulți dintre noi am dat dovadă de înțelepciune, spirit civic și grijă pentru cel de aproape. Sunt impresionată de munca asociațiilor din România, care s-au pus în slujba comunităților și a cetățenilor în lupta împotriva COVID-19. Le adresez tuturor recunoștință și admirație. În acest timp, Fundația Regală Margareta a României s-a adaptat repede și cu hotărâre la noile realități. Ne-am concentrat în special pe oamenii în vârstă și pe copii, mai ales cei aflați în situații dificile. Avem echipa necesară pentru a ajuta în fiecare lună 2000 de oameni în vârstă. Lor le oferim ajutor material, îndrumare în diverse chestiuni sociale și sprijin emoțional. Proiectele Telefonul Vârstnicului și Fondul de Urgență pentru Oamenii în Vârstă funcționează zilnic. Cumpărături livrate gratuit acasă, ajutor material, în special alimente și produse de igienă, acces la servicii publice active în perioada pandemiei, sprijin la activitățile casnice și consiliere psihologică. Prin organizații partenere, sprijinim seniori din București, Brăila, Constanța, Bacău, Cluj-Napoca, Brașov, dar și comunității mici, cum ar fi Războieni, Nalba, Reghin, Mureș, Nicurești, Galați. Distribuim mii de produse alimentare, de igienă, sanitare și medicale, îngrijitori la domiciliu și asistenții sociali continuă misiunea. De Paște, 200 de vârstnici s-au bucurat de feluri tradiționale livrate acasă. Și pentru că mii de vârstnici din toată țara sunt singuri și nu mai au pe nimeni alături, Fundația Regală Margareta a României a lansat campania Avem o dragoste de dat pentru cei care ne-au construit viitorul. Puteți să aflați mai multe detalii pe site-ul Fundației. Dorim să ne arătăm recunoștința față de vârstnicii care au contribuit la formarea generațiilor de astăzi. Ei ne-au oferit atât de mult. Acum este rândul nostru să le întindem mână. Mă gândesc la bunica mea, Regina Mama Elena, care a făcut atât de mult pentru tatăl meu și pentru mine. Sunt sigură că înțelegeți foarte bine aceste sentimente. Puteți să ajutați efortul nostru cu un simplu SMS cu textul SINGUR la 8844, donând 2 euro lunar, de la produse de strictă necesitate până la sprijin emoțional. Vârstnicii au nevoie de ajutorul nostru. Avem 150 de voluntari mobilizați zilnic. În 45 de magazine Kaufland din țară, ei pregătesc coșuri cu alimente comandate prin telefon de cei care nu se pot deplasa. Susținem 500 de copii din mediul rural sau din medii defavorizate. Cu sprijinul Fundației Vodafone România, 273 de tablete cu acces la internet au ajuns la copiii din familii foarte sărace din Constanța, Maramureș, Bistrița, Alba, Neamț, Ilfov, Ialomița și Teleorman. Acum ei pot continua școala online și se pot alătura colegilor. Eforturile trebuie să continue. Nu suntem la sfârșitul luptei noastre, dar există speranță și resurse umane
pentru a ieși victorioși din această grea încercare a omenirii.